Noii antrenori ai echipei de handbal feminin junioare 1 CS Dacia Mioveni sunt din această săptămână Lucian Ghiulai, antrenor principal, și Claudia Iancu, secund. Actualii tehnicieni au antrenat ultima oară la CSM București, iar aducerea lor la CS Dacia Mioveni înseamnă foarte mult pentru handbalul juvenil. Cum ediția 2016-2017 a campionatului național de junioare 1 va fi una dificilă, oficialii grupării promit că vor îmbunătăți lotul. Vor aduce jucătoare cu experiență, dar vor oferi și condiții mai bune de pregătire. CS Dacia Mioveni va pleca la sfârșit de săptămână la Sfântul Gheorghe, într-un cantonament de pregătire, și va participa și la un turneu internațional la Brașov. Noi dorim mult mai mult decât am făcut până acum, ne dorim o echipă net superioară, ne dorim o echipă care să activeze la junioare 1 și în viitorul apropiat, adică în anul competițional care urmează, să jucăm în divizia A, iar dacă ne ajută puțin Dumnezeu, vom juca în Superliga în 2-3 ani de zile, vom fi una din echipele cu care ne vom bate pentru locurile fruntașe în campionat. În campionatul de handbal. La echipă, iată, a sosit și un nou antrenor. Este un antrenor cu experiență, un antrenor care a antrenat și echipe de juniori și echipe de seniori, a antrenat în Liga Superioară la Timișoara, Sebeș, CSM București. Este un antrenor cu multă experiență, care a schimbat în 2 săptămâni de zile fața echipei și ne pregătim în viitor apropiat să plecăm într-un cantonament de 7 zile, urmând să participăm, să vedem cum stăm cu noile achiziții și jucătoarele pe care le-am adus în probe. Pe 28 august, fetele vor reveni acasă, unde vor disputa mai multe jocuri de pregătire până la debutul noii ediții de campionat.